tinerii recunosc că driftingul prin nămeți este o pasiune riscantă, dar pentru împătimiții senzațiilor tari pe patru roți este un mod de viață. Pe zăpadă sau pe uscat, derapajele să fie! Cum e? Foarte fain. La maxim, adrenalină multă, pe zăpadă, se vede și la mașină, de aceea m-am dat bara jos. Cu toate că pe uscat o poți controla mult mai bine, pe zăpadă na, mai fuge într-o direcție în alta, dar na, totuși merge acceptabil. Ți-ai modificat mașina pentru asta? Da, da, am modificat-o, mi-am făcut un mic soft și blocant pe spate, grup, ambreiaj nou. Cât tot ai investit? Păi, nu știu să zic o sumă, că în fiecare zi investesc foarte mult, în orice caz. Merită? Merită, merită. Cel puțin pentru pasiunea mea să merită. Este invitată să vină la distracție, nu mai stați în casă, nu contează de unde sunteți, veniți, sănii, ce aveți, materiale, cauciucuri, tot. Haideți la distracție, e foarte frumos și ați văzut și voi foarte de treabă. E frumos, adrenalină, ne învârtim, ne dăm, profităm de vremea frumoasă, profităm de iarnă, cât mai este, având în vedere că avem tracțiune față, iarna pe zăpadă, ne putem da, ne putem face de cap. Pasiunea noastră e plăcere, asta facem, cu asta ne ocupăm zi de zi. Iar zile ca acestea vor mai fi, spun tinerii. Știu bine că polițiștii n-au ce să le facă de vreme ce au ales o parcare și nu un drum public.